Vladimir Putin a convocat în această după-amiază guvernul și reprezentanții băncii ruse. Economiștii ruși sunt în fibrilații și ei. Banca Centrală Rusă a majorat dobânzile la 20%. Deja condițiile economiei ruse s-au schimbat drastic. Există proteste din partea oligarhilor ruși care și-au trimis și un reprezentant la aceste întâlniri, negocieri între Rusia și Belarus, primele de Rusia și Ucraina, primele de acest tip care au loc în Belarus. Roman Abramovici se află acolo pentru a apăra interesele oligarhilor. O legătură directă cu Adrian Negrescu, analistul economic Adrian Negrescu. Bună ziua, domnule Negrescu! Bună ziua! Deja o prăbușire a rublei cu 30%, deja o majorare a dobânzilor băncii centrale ruse la 20%, îngrijorare în toată Europa referitoare la scumpirea prețului grâului din cauza a ceea ce se întâmplă în Ucraina. Prima întrebare, cum vom fi afectați noi? Noi, în primul rând, pe canalele astea legate de resurse, petrolul, în primul rând, vedem că a trecut deja din nou de $100 pe baril. Asta înseamnă că prețurile la pompă în România, la benzină și motorină, cu siguranță vor crește. Sunt undeva pe la nivel de 7 lei, 7 lei și ceva, și dacă acest conflict se accentuează, ne ducem spre 8 lei pentru un litru de carburanți. Pe de altă parte, gazele devin din ce în ce mai scumpe. Vestea bună e că noi importăm cam 20% doar din gaze în momentul de față. Și avem rezerve ca să rezistăm măcar o lună, două, în condițiile în care prețul gazelor a explodat practic pe bursele internaționale. Iar apoi îngrijorarea investitorilor, care se resimte inclusiv în situația financiară, în modul în care evoluează moneda națională. Da, există mulți speculatori în piață, Banca Națională rezistă și a transmis un semnal de liniște și de calm în piețele financiare. De ce? Pentru că nu suntem conectați direct la situația financiară din Rusia. Asta este marele nostru noroc în condițiile în care multe alte țări derulează afaceri de miliarde, de zeci de miliarde de dolari cu Rusia. Embargoul ăsta schimbă din temelii tot ceea ce înseamnă situație financiară la nivel european. Acest echilibru financiar a fost dat peste cap de aceste sancțiuni, iar rezultatele le vom vedea și se văd deja la Moscova. A pierdut războiul economic, cred că ăsta este cel mai important aspect, exact, în momentul de față, dincolo de situația din teren, din Ucraina. Adrian Negrescu, l-auzeam pe Florin Câțu spunând că România ar trebui să fie mai ceva mai prezentă în impunerea de sancțiuni la adresa companiilor rusești, a firmelor rusești prezente aici. Înțeleg că există și o explicație oficială. România nu ar avea o legislație specifică cu privire la aplicarea de sancțiuni către firmele străine, dar și vremurile sunt excepționale. Nici noi nu credeam vreodată că Germania va trimite arme către Ucraina sau că Uniunea Europeană va face un fond special să cumpere armament pentru o țară care nu face parte din Uniunea Europeană, nu? Și nici nu avem relații comerciale așa de extinse cu Federația Rusă și nici cu Ucraina. Sunt aproape 600 de companii rusești cu acționari rusești în România, ruși în România, așa că nu avem foarte, foarte multe relații comerciale. Da, trebuie să respectăm în deciziile luate la nivel european și acest lucru se întâmplă și e un lucru foarte, foarte bun. Dar cred că ce spunea și Vladimir Ionaș, cred că războiul a fost pierdut deja pe zona economică, pentru că se vede ceea ce se întâmplă la Moscova. Rușii încep să scoată banii din bănci. Banca Centrală, într-o decizie fără precedent după al doilea război mondial, dublează practic dobânda cheie în tentativa de a ține banii în băncile rusești. Probabil va trece la naționalizarea depozitelor, va încerca să înghețe aceste depozite, cum s-a întâmplat în Argentina. Deci Rusia pierde pe oră ce trece, pe zi ce trece război economic, și acest lucru este menit să forțeze practic societatea rusă, oligarhii, cei care mai sunt încă cu capul pe umeri la Moscova, să îndeplărăteze acest regim, pentru că altfel consecințele economice vor depăși cu mult pe cele militare din Ucraina. Deja Rusia este pe o pantă descendentă puternică din punct de vedere economic. Toate rezervele lor valutare sunt înghețate, atât la Washington cât și în Uniunea Europeană, deci practic sunt blocați într-o situație economică fără precedent.
care va duce o inflație galopantă de 100%. Deci rușii vor plăti, dacă astăzi plătesc 10 leva pentru o pâine, mâine este posibil să plătească 30 de leva. Vă dați seama ce impact va avea asupra populației. Și mă aștept la proteste masive, mă aștept la o adevărată revoluție de catifea la Moscova, care să-l îndepărteze pe Putin. Oligarhul rus Oleg Deripaska spune astăzi că este timpul să se pună capăt acestui capitalism de stat, cere schimbarea politicilor Rusiei din cauza faptului că economia țării se zguduie în urma sancțiunilor occidentale impuse la Moscova. Iată că oligarhii, așa cum îi numește presa Adrian Negrescu, oligarhii încep să-și facă auzită vocea. De asemenea, întrebarea este în ce măsură îl vor atinge aceste proteste pe Putin. Hey, asta este o bună întrebare, dacă oligarhii vor reuși să forțeze practic debarcarea lui Putin și a clicii sale de la Kremlin, în condițiile în care pierderile oligarhilor sunt undeva la nivel de 60 de miliarde de euro, și asta numai câteva zile. Vă dați seama că singura soluție în momentul de față e un puci care să-l îndepărteze pașnic, pentru că vorbeam de o revoluție de catifea, un puci care să-l îndepărteze pașnic pe Putin de la Kremlin.